Peste 300 ne-a luat prin surprindere, nu știi cum să zici, nu știi ce să spui, nu mai știi ce să comentezi după asta, dar cert e faptul că s-a stins un mare om, un mare artist, Iurea Sadovnic, artist al poporului, o adevărată valoare a neamului nostru. Și ținea neapărat la titlul de cetățean de onoare a satului Sufleni. În anul 1983 a înființat formația Legenda, iar mai târziu a devenit el însuși o legendă a muzicii ușoare și folk. Iurea Sadovnic Orheianu a fost și rămâne a fi unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți basarabeni, o figură proeminentă pentru cultura noastră. Iurie Sadovnic s-a născut pe 14 decembrie în anul 1951, în satul Jura din raionul Râbnița. Apoi copilărice a crescut în comuna Susleni Orhei. De mic copil îi plăcea muzica, iar în clasele a 5-a, a 6-a compunea deja primele lucrări. Tot în școala medie din sat a organizat prima sa trupă muzicală, Haiducii. Ca tu, măicuță dragă, spinarea să-ți destoi și să mai stai. În perioada serviciului militar 1970-1972 a fost solist al ansamblului de jazz al diviziei din Nicolaev, Ucraina, al formației Sonor împreună cu Anastasie Lazariuc, al trupelor Contemporanul și Bucuria ale Filarmonicii din Chișinău. Iar în anul 1983 a înființat formația Legenda, cu care a mers în turnee în mai multe țări ale lumii. Cine trece în valea seacă, cu cancerul. Andrei Popa, Măicuța, mi-e dor de tine, mamă, În limba ta, Demnitate, Duminică, Dragă Oteie sunt printre cele mai cunoscute șlagăre ale lui Iurie Sadovnic. Dragă Oteie, dulce mireasă, la gură femeie, la mijloc mireasă. Iar piesa Oglinda clipelor a fost unul dintre duietele sale de suflet pe care l-a interpretat alături de Anastasie Lazariuc. În cadrul emisiunii Prima Oră, artistul a depănat frumoase amintiri și ne-a vorbit despre pasiunile sale. Muza mea e pe încoadări Suslenul, pe malul Nistrului. Deci, de acolo e muza mea, la Suslene, casa părintească este, e foarte bine, am cu Figiorul Adrian, am construit bine acolo frumușel, deci nu e palat cu 3 etaje, căsuț așa cum a fost. Nu v-ați putut rupe cu totul de satul natal? Nu, eu aproape o dată, doar în săptămână plec încolo, mai iau ceva, mai stau, mai mă întorc, mă odihnesc. Dacă așa suntem noi orheieni. Da. Și pe urmă, Cavalera Ordinului Republicii, artista poporului și toate celelalte. Și cavaler de cai. și cavaler. Dar călăriți? Călăriți bicicleta. A, cu bicicleta. Am înțeles. Și cândva îmi tineresc și motocicleta. Și gata, nu le mai practicați aceste genuri. Și mașina am condus, dar am înțeles că de mașină trebuie să cauți ca și de femeie. Și eu trebuie să fac un lucru. Ori muzică, ori mașină. Maestrul vorbea cu o deosebită ardoare despre dorința de a reprezenta Moldova la concursul internațional Eurovision. Eu am învățat engleza pe care am să o cânt acum, nu după engleza noastră. Cu cine am încercat de noi să engleză? După aceea britanică. Mm-hmm. Ca la Tereza May, o expresie ca la Victoria, mai am puțin de lucru, și, dar am timp, până pe 2 martie, mai am timp. Da, chiar dacă aici, în fonogramă, mai sunt niște lucruri, eu le-am lăsat special ca ăștia care ascultă pe Facebook să spună, bă, lăsa domnul că ăsta cântă atât de aiurea, engleza. Eu special am făcut o zarvă între ei. Eu cânt bine, nu-i nimic. Da, dar acolo am lăsat vreo 2 greșeli, ca să fie zarvă. Așa fac impresare mare în Europa. Nici pentru o clipă din viața sa nu s-a putut despărți de chitara care i-a fost cea mai bună prietenă și muză pentru creațiile sale care au încântat nenumărate generații. Zbor lin, Iurie Sadovnic. Nu te vei pierde.